dreptul să intre acolo la apă. E singură și ei. Și ei singur fac. Am fost la Ministerul de asta, de Justiția a judecătorilor. Le-am scris. Tot așa ești. Și-au luat decizii în Bălțu, s-au umplut banii în buzunar pe spatele mele și fac, înțelegi, între dânsă, lupul, deacul, plăcătiu, că aici te-ai dat comanda, banda, trebuie de-i scos în fața poporului aici, ia, de-i pus în rând și să ieșim poporul, să-i întrebăm ce-a făcut, că noi i-am scos, noi i-am votat, noi i-am pus. Și la zi vii să răspundă, nu suntem 3-4 oameni, ieșim duminică, că nu vin ei aici, să nu ne dușeam, deja până nu vin ei, tățării. Le-am dat votul din credere, lasă să vii să răspundă în fața legii, de ce-o furat, de ce-o dus țara de râpă, că eu am scris la teț pe internet și care îl vezi în teț, e Filat, i-am spus, domnul Filat cu plăcătiu, cu ședii, cu lăcățele la ușă, i-am spus, băi băieți, v-am spus de mult, dușeți-vă, că apucați-vă de business și lucrați acolo, de amul eu ce să le fac, cum știu eu mai rușit și șed la mână lui Filat. Eu vă un răspuns de timp. Aici puteți să vă apropieți, a venit, cum să vă spun, ajutorul sau omul care, cred pe domnul Briaga, care a fost la dumneata și își exprimă deosebit cu pasiune față de personalitatea dumneavoastră. Ea ca cu bicicleta dumnealui, da, așa că puteți la domnul Briaga, salutare, da, dumnealui vă... Domnul Briega, eu ți-am dat mulțumim și le-am spus la toți cetățenii cum ai venit cu bicicleta, cum noi ne-am putut prinde hoții în carieră, da? Poliția și procuratura nu-i poate prinde. De ce nu-i poate prinde, vă povesti și domnul Briega. Da, da, poftim. Propunerea să fie punctul pietrui Tribunalul de Popor Moldovenesc, să fie punctul pierlui, crimele împotriva poporului moldovenesc care se numească genocidul națiunii moldovenești. Da, da, eu, dacă ați ascultat atent, eu am numit a doilea punct, da. După crimă, după înaltă trădare, a doilea merge învinuirea în genocid. Vă vedeți. Du-te și spune și... Bună ziua! Bună ziua! Nu știu, nu-l cunosc. Mircea Surdu? Seamănă, dar nu ea. Oleg! De 10 ani, mai mult de 10 ani. Bă, Oleg, am grăit cu un profesor aici. Nu știu, vreau nici care la mână. Am vreo două dosare penale, unul nici nu încet. Niciodată n-am fost anchetat de 10 ani. Băi, băi, să mă mândrez, cel de la... Vreau să spun că la noi în țară mult cetățeni au asemenea. Bonjour! Era și Bodei. Fabricate de fiecare an. Dar te-o prinit, totuși o-ți cătă și băghere. M-o prinit. Bun. Eu nu mă să iasă, dar eu, hop, vătează direct. Bun. Nu iasă, că nu prinești, că n-are timp, eu oare, oare, spus că... Când guvernarea comunistă a intentat numai 25.000. Fost la doamna Cozonac, am lăsat că... Numai 10.000... Ții de capul lor, nu te lași, da? Să nu vrei tribunalul poporul, da? Numai 10.000 din aceste dosare ale noastre. Ce ai scris așa? Da, da. Poporul ăla. Nu te vedea. Pe aceste dosare